Cere condoleanțe, scrie la rubrica morți în ziarul nu știu care. Ia să mă uit să văd cine m-a băgat în seamă. Și dacă scrie acolo sincere condoleanțe, cu ce cu asta? Mai bine era să fii de față și să pui o lumânare sau să faci o cruce sau să auzi un Tatăl nostru. Noi ne-am sălbăticit în primul rând cu cele cinci simțuri, devenind robotizați, devenind informatizați, devenind, dacă vreți, nu numai telefonul face parte din și calculatorul din tehnica IT, și mintea omului s-a modificat. Omul nu simte nevoie să vorbească, nu simte nevoie să se exprime, omul nu simte nevoie să comunice, să povestească, să aibă sentimente. Vă mai spun o glumă care pe mine m-a pufnit râsul. Și chiar am râs așa, ca omul serios. Când au fost tot felul de incidente cu aceste nenorociri de-astea islamiste, pac, vedeai pe calculator o poză cu o lacrimă și cu o lumânare. Da, aia s-a dus direct în rai. Deci, domnule, dacă vrei într-adevăr și îți pare rău de cineva, pune-i o lumânare. Zi o rugăciune, un Doamne iartă-l, dă-i o pâine de pomană. Deci comunică dacă vrei să fii cu Dumnezeu, că pe când s-au arătat preoților s-au curățit. Deci până în prezent, Evanghelia scoate în evidență ce? Ca să nu ne mai avem două citate și s-a terminat Evanghelia. Ce scoate Evanghelia de azi în evidență? Că biserica poate și este și rămâne și va fi factorul de comuniune și iubire creștină. Dacă la teatru te duci și vrei în rândul din față, când nu ești în rând cu cucoana din spate, sau dacă în societate ai un anumit statut sau un anumit pedestal, în biserică suntem egali. Și bogatul, și săracul, și păcătosul, și credinciosul, și umilul, și smeritul, stau sub același acoperiș al sfinților. Odată spunem toți, Doamne miluiește, odată ne împărtășim toți. Și-a vrut dracu să-și bage coada, așa aici. S-au găsit tot așa dinastii din astea cu sânge albastru, seminții regale, care pe vremea când bunicul și tatsul mâncau mămăliga din ștergar cu ceapă, ei nu erau născuți, s-au născut dintr-o familie din aia de cine miseu în fața oglinzii. Și au spus, cum, domne, să mă împărtășesc eu cu toți zoioșii din potir să iau vreo boală sau vreun microb? Și au sesizat la un moment dat că ar avea nevoie de o lingură specială, de o lingură particulară. Deci semnul necredinței. Deci ca să intre demonul și să dezbine și comunitatea liturgică în sine. Deci știi că în potir e sânge dumnezeiesc și nimeni nu s-ar putea îmbolnăvi, totuși tu trebuie să vii cu lingurița în buzunar să iei special. Deci vedeți? Deci satana are stilurile lui de lucru foarte subtile. Deci biserica, să o țineți minte, rămâne singurul factor de comuniune, de comunicare, de unitate, de dragoste și de legătură cu Dumnezeu și cu semenii. Măcar în biserică poți să spui cuvântul, te rog iartă-mă sau scuză-mă dacă poate nici nu știu cum se adresează unii. Dar te împinge situația și lucrarea Harului să fii 5 minute om. De aia când s-a arătat preoților s-a curățit. Pentru că finalul în fața arătării preoților sunt sfintele taine. Deci primești trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos primind, cântă biserica strana, din izvorul cel fără de moarte gustați. Iată s-a atins de buzele tale și păcatele tale se vor curăți. Se împărtășește robul sau roaba lui Dumnezeu cu cinstitul trup și sânge a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și viața de veci. Deci avem multiple șanse să avem comuniune la izvorul vieții, comuniune la veșnicie, părtășie la Hristos să fim fiii lui după har
și comuniune la curățire de păcate. Deci, noi când ieșim din biserică, ieșim unanim curățați. Ce spune însă mai departe? Unul din ei, văzând că s-a vindecat, și acest unul din ei sunt sfinții, ca să știți despre cine e vorba, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Sunt credincioși pe deplin convinși de puterea lucrării și a rugăciunii din biserică și sunt sfinții care laudă permanent pe Dumnezeu și devin casnicii lui Dumnezeu. Și iată care este semnul Sfântului. A căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus. Când vorbim de acest lucru, a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, vă întreb un gest simplu. Dacă eu mă apropii de icoană și sărut marginea de jos a icoanei închinându-mă, am căzut cu fața la pământ sau picioarele lui Iisus? Da. Deci este actul de smerenie prin care eu recunosc unanim că darul lui Dumnezeu este peste mine, m-a întărit, m-a curățit, m-a luminat, m-a păzit, mi-a deschis mintea, sufletul, inima, cugetul și mi-a împărtășit din voia lui cea sfântă. Deci eu sunt într-o stare de normalitate. Nu voi mai întreba ca intelectualul care e rolul bisericii în societate. Dar nu știi că biserica e plină de tot felul de târguri, de tot felul de preoți neserioși, de tot felul de afaceri. Treaba lor nu țin de cele șapte taine. Dacă deschizi dogmatica, nu scrie în dogmatică de problema mașinilor străine sau de problema fondurilor. În Evanghelie vorbește de Hristos, care stă deasupra noastră, uitați-l acolo, sus pe cruce, gol, bătut în cuie, care îi spune tatălui, tată, din toți câți mi-ai dat, eu vreau să nu pierd pe niciunul. În restul nu-i treaba lui. Și cu asta s-a explicat totul. Cine a ajuns la atâta minte de copil să-l piardă pe Dumnezeu pentru că l-a văzut pe popa umblând cu mașină, străină, e treaba lui. Du-te și caut unul care umblă cu căruța. Nu te ține nimeni la ăla cu mașină străină. Dar nu-l lepăda pe Dumnezeu pentru un act de vanitate. Am discutat despre acest tipic. Deci a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i. De unde deducem că singurul loc unde se cade să mulțumim cuiva, este în fața lui Dumnezeu. Dacă vreodată un om îți face un bine, să nu-i spui mulțumesc, să-i spui boda proste, ca să fie în numele lui Iisus, să ia el plata de sus. Și el va zice, e, lăsați că nu-i nevoie. Domnule, îți mulțumesc, boda proste, Dumnezeu să-ți răsplătească. De ce? Ca fapta lui să fie scrisă sus. Că dacă îi spui tu o scuză din aia de rigoare, ne întâlnim cu un alt factor decizional pământesc, în care mai obișnuim să facem acest lucru. Și e murdar, dar e firesc și omenesc și îl întâlnim peste tot. Ai nevoie de cineva, intervii prin 10 persoane până ajungi la el. Îl lingușești, îl fățărnicești, îl pupi, îl răsplătești, îl miluiești, îi duci cadoul, lingușești, îi spui vorbe frumoase, după ce s-ai terminat treaba, nu-l mai cunoști. Ăla nu e un act creștinesc. Adevăratul act creștinesc ține din clipa când cineva ți-a făcut un bine și până în clipa când tu sau ăla dispare. Deci tu ești obligat să-i mulțumești permanent. Că-l pui într-o rugăciune, că-l saluți când îl vezi, că îi dai un gest de noblețe sau un zâmbet, că îl întâlnești odată și ești politicos. Deci toate țin de gestul de mulțumire. Deci în momentul când stai în preajma unui om, că ai nevoie de el și după aia nu-l cunoști, tu ești deja lepros. Auzi ce spune Evanghelia? Păi dar nu s-au curățit 10, cei 9 unde sunt? Noi suntem cei 9. Noi, care încă putem călca ziua Domnului tând că El ne ajută, putem să ne facem idoli din mofturile și poftele noastre, uitând că Dumnezeu le poate lua într-o clipă,
Putem ne cinsti părinții și nu vreau să mă mai bag în acest subiect, că am jicnit de multe ori cu această vorbă. Nu știu cum simte un bogat când el mănâncă în casa lui bunătăți sau la restaurant sau în lumea occidentală sau unde se duce el și măsa ștațu mănâncă borș rece la zil sau bucat de pâine veche. Doamne ferește, e treaba lui. Noi furăm, noi curvim, noi revenim la lucru ce nu-i bun, noi mărturisim strâmb, noi ucidem, noi jurăm și facem jurăminte false. Tot decalogul. Deci, vedeți, ori de câte ori facem lucrul acesta, îl supărăm pe Dumnezeu. Și cu atât mai mult, și cu atât mai mult, când Mântuitorul ne-a mușcat foarte categoric la capitolul acesta al perversității, al vanității personale, și a spus așa: dacă nu vă iubiți între voi, lumea nu o să cunoască niciodată că sunteți ucenicii mei. Deci a ajuns creștinismul contestat pe glob la ora actuală. E și o campanie împotriva bisericii, pentru că ei simt că biserica e factor de decizie și unitate și cult și legătură și comuniune și, dacă vreți, chiar și o forță spirituală care poate induce o stare de unitate în caz de. Dar nu asta e esența. Creștinismul s-a pervertit. Dacă stăm să ne gândim la răutățile interreligioase. Dom'le, în calitate de creștin, datoria ta este să fii om. În calitate de creștin n-ai dreptul să urăști. Categoric. În calitate de creștin n-ai dreptul să dușmănești. În calitate de creștin n-ai dreptul să jihnești. N-ai dreptul să reproșezi. Și am să vă dau o pildă. Noi, credincioși și ortodoxi, avem trei mari avantaje care nu ne aparțin nouă, că am ajuns la lume, la trup și acum la diavol. Ce face diavolul? Că aici m-am axat că vreau să închei. Spune așa, eu sunt ortodox, eu mă mântuiesc. Nu se știe dacă te mântuiești. Mergând Macare prin pustie, a dat cu piciorul într-o tigvă elinească, dar neștiind, era un cap de om, un schelet, moare omul și rămâne căpățâna prin pustie, aruncată. Și tigva îi spune, de ce mă lovești, Macarie? Sfântul s-a sfiit și a zis, dar tu cine ești? Sunt tigva unui popă idolesc. Deci era un preot păgân. Și a zis, n-am știut. Și că Macarie, decât să mă lovești, mai bine roagă-te pentru mine. Dar ce rugăciune aș putea eu să fac ție, când n-avem nicio părtășie? Și la care știi ce îi spune tigva? Părinte, când voi creștinii vă rugați și faceți sfânta liturghie, în momentul prefacerii se luminează iadul pentru o clipă și noi ne mângâiem. Și zici, și atunci Macar își permite și îi pune întrebarea. Dar acolo în iad, unde stai? Și răspunsul este uimitor de apăsător. Nu-i scris de mine, e în Pateric. Pe capete de creștini și slujitori creștini care au știut legea și au călcat-o cu bună știință. Noi n-am avut lege și n-am știut-o și de aceea suferim. Deci vezi? Asta e pedeapsa lui Dumnezeu când te tragi cu el de șireturi. Deci diavolul vine să-ți spună că nu-i păcat, greșește orice, fă orice, fă ce-ți convine, fă ce-ți place, trăiește-ți viața cum vrei, cum spunem noi astăzi, plăcerea, clipa, momentul, senzația.